Unde e colegul ăsta tot? Mă duc eu după el la pit. Dar nu-i curățit, e ceva de rezolvat. Bună seara. Am văzut anunțul în ziar că se angajează pe aici persoane. Cu cine trebuie să vorbesc? Luați-l pe canapea să fumați o țigară aici, o să vină și managerul pentru... Da, nu sunt fumător, nu, mulțumesc. Lucrați și voi aici? Auzi? Noi stăm și bem... Auzi? ...te cafea, da, fumați țigară, ne place aici, fumă. Oh, e bine. Să văd și eu cu cine pot să vorbesc de aici. Mamă, dar cui e Nissan-ul ăsta? A zis băiatul ăsta care era barmanul care a plecat acum, a zis că vine imediat, nu știu cine, bine. Manager. Bine, șefule, bine. Uite-te aici, Roli. Scuze, mai zici ceva? N-am fost atent. Nu, no, nu. No. Ah, ok. Frumoasă, mă, și frumoasă. Mă gândesc că din... Ce lucrați? Pe petrol, șefule. Ai, bun. Păi din petrol să câștigă așa de mult? Se câștigă, se câștigă bine, nu pot să mă plâng. N-am mai fost de vreo 4 ani prin orașul ăsta. Când ai firma ta de petrol, câștigi bani. Da, ăsta e adevărul, da. Da, gata să băga cu licitația la petrol sau cum a fost? E, nu. Okay. Salut, băieți, cu cine trebuie să vorbesc pentru angajare? Așteaptă, șefule, și tu. Că și eu ne așteptam. Stai la coadă. Dacă eu. Stai că fac roleplay, eu nu mai pot vorbi. Băiți, dacă doriți ceva de la bar, eu oricum o să ieși din turul, dar pot să vă servez până vine colegul. Nu, nu trebuie deocamdată, vreau să vorbesc ca să văd salariul, programul, mă înțelegi? Am înțeles. Deci cam de asta am venit chiar la ora asta târzie, adică... Da, nu chiar de ziua, bă, dacă mai aștepți un pic, sigur. Sigur, bine. Sigur, nu. Mai atât trebuie să ajung. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Eu trăiesc, domnul ăsta. Ați venit pe dacă îngajare? Da, eu da. Băiatul? Eu nu-l aud pe domnul, cred că vorbește în șoaptă, nu-l aud. Mai bine, te-a luat pe angajare? Nu știu, era un băiat fără un tricou. Era un băiat în spate, mă duc după el. Cred că a plecat. Mamă, ce fain e barul, de când e deschis? Hai că am vorbit singur. Mă auzi? Da, spune șefule. Ba, ok, hai. Mamă, de cât timp e deschis barul ăsta? E de... De luni bune. Am înțeles. Nu, că am zis și la băieții din față, n-am mai fost în orașul ăsta de vreo 4 ani. Nu înțeles. Nu sunt la ultimul. Bine, bine. Cu tine trebuie să vorbesc, sau? Da, domnule. Ah, ok. Bun, domnul meu, eu mă numesc Sin și fac parte din managerul acestui bar și prin investiții să ne acest lucru. Tot are Alex, mă numesc. Cum? Și vă rog să frumos. Tot are Alex. Tot are Alex. Da, da. Alex, ce vârstă aveți și câte luni aveți în oraș? 24 de ani și peste 394 de luni. 394 de luni. Da, da. O să-i dăm un meu și cu ce gând pe la mai.
M-am văzut anunțul în ziar că se faceți angajări și așa mai departe, ca și barman, din câte am înțeles. Și am zis că hai să încerc, mă înțelegi? Nu am văzut doar barman, am angajat și agenți de pază. Și agenți de pază? Da. A, e bine, atunci depinde pe ce post vrei să mă bagi. Salariul cum e? Salariul în momentul de față este doar 10.000. Doar 10.000 pe? Pe săptămână, ok. Poți să vorbești un pic mai tare, că tare încet te aud. Te rog eu. M-auziți? Da, sigur. Dar în mare parte nu știu dacă vă interesează de așa mult salariul la lunile pe care le aveți. Depinde. Salariul va crește în funcție de activitate, de responsabilități și așa mai departe. De față ne oferim doar 10.000 pe săptămână. 10.000, e bine. Cam câte ore trebuie muncit? Minim 2 ore pe zi obligată. Păi e bine, nu e așa de mult. Ideea e ca cele 2 ore să fie consecutive, adică... Da, deci 2 ore, un exemplu, stau la bar. Da, e tras la 10 și la 2. Da. E ok, da. Bine, și poți să încep dimineața, un exemplu, sau depinde... Da, puteți începe oricând. Ideea e de la ora 6 dimineața până la ora 12 noaptea să vă faceți până la bar. Da, bine. Păi și atunci cine, pun exemplu, trebuie să scriu în ceva hârtie? Exact. Am înțeles. Bun, prima săptămână este săptămâna de practică în care vedem că cum vă descurcați, cum sigur, vă sigur. Oamenii, cum descurcați oamenii și tot așa. Odată ajuns la bar, va trebui să vă faceți un pontaj pe aplicația barului și... Acolo o să vedeți cum și-a făcut colegii dumneavoastră pontajul, o să vă explic și o mare parte așa. Pontajul o să face felul următor, veniți la bar când intrați în tură, vă faceți o poză cu mușcul HUD pornit să se vadă ora și data. Cu ce mușc? Scuz-mă. HUD. Ah, ok. Scuze. La fel când ieșiți din tură, la fel faceți același lucru. Și ați făcut aceste două poze, o să vă duceți pe foaia de pontaj, de evidență. Mă scuzați? Stai niște. Pe foaia de pontaj, pe evidență și... Și acolo vă faceți pontajul pe ce E bine. Păi și ce mă puteți angaja? Poftim? Ca ce mă puteți păi angaja? Păi, doriți dumneavoastră, nu avem unde vă puteți încadra, la agent de pază sau la bană. Mă, dăm prima dată agent de pază, dacă te rog frumos, dacă tot ai loc disponibil. Numai că trebuie să am un baston, trebuie, mă înțelegi? La momentul de față, noi suntem noi suntem pașnici, nu ne trebuie bastoane, nu ne trebuie... În caz de ceva, totuși un baston ca și agent de pază, mă gândesc că... Da, bine, noi nu batem lumea, în caz de ceva, chemăm poliția. A, am înțeles, e clar, e bine. Suntem o familie care bate lumea. Cum îți dai seama, momentul în care un om este dat numai judecă și poate face anumite chestii. Noi îl dăm afară pur și simplu și chemăm poliția și de acolo se prezintă toată șmecherea. Noi îl batem că după aia putem să intrăm și la probleme. Da. Adevărat, este o proprietate privată, dar în momentul când un om este dat, nu-și mai dă seama ce chestii și nu vrem să o batem oamenii. Da. Și odată ajuns pe un post, tu vă puteți schimba după agent pe barman și la așa. Nu trebuie să stau numai pe un post, să înțeleg. Exact. Mai vin oameni la angajare și la un moment dat o să ocupă posturile și nu... Bine. Nu pot să vă mut pe pază pe barman. Îmi bată cu shake-urile cu alea, nu-mi rămân de scurt, dar vă învăț dacă am pe cineva, mă înțelegi? Da, aș dori să-mi spuneți unde ați dori să intrați. Mă, ca și agent de pază. Agent de pază, da.
vă dau numele, o să vă rog frumos să-mi dați și mie un CNP. 4106. Ok, 4106, da? Da, da. Ok. Aveți întrebări în momentul de față? Mă, nu am. Gen, se poate începe de mâine? Da, 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 de mâine, adică de astăzi. Ok, bun. Și nu știu unde aș putea să găsesc hârtia pentru orele de muncă și așa mai departe. O să vă uitați imediat, o să vă arăt și aplicația Bardley. Bine. O să aveți cu aplicația Bardley acolo toate costumațiile, hainele pentru postul dumneavoastră. O să vă țineți să purtați acele haine de fiecare dată când intrați în... Da. În bar, adică când lucrați la bar, să te luptați acea costumație. Când vă duceți la joburile part-time, oferite de primărie, să vă rog frumos să vă schimbați, să luptați cu hainele acelea. Mm-hmm. Deci acea costumație este doar pentru bar și pentru altă. Da, am înțeles. Ok, domnul, încă o întrebare, mai lucrați la alte companii, firme în afară de... Nu, sincer, după 4 ani de zile, abia ne-am revenit acum în oraș. Abia ne-am prins un bilet liber și păi dai seama că direct am văzut anunțul, am zis că bă, trebuie să-mi caut un loc de muncă, adică na. Aveți cumva caziere ceva? Nu. Drumul prin Banat ceva? Am avut unul. Lung? Mă gândește că abia de mea cu tot, deci după 4 ani, dacă mă înțelegi. A fost chiar acum recent, știi, mi-a cumpărat biletul spre... oraș. Am înțeles. În momentul de față nu aș dori să angajez bombardieri, grinari, țintari. Nu, s-a întâmplat o chestie mai cu Biblia, dacă mă înțelegi. Da. Și nu, din păcate acel înger, să spun așa, nu mai e pe aici, știi? Și am decis să revin în oraș, mă înțelegi? Da, eu vă înțeleg perfect. Noi suntem o familie foarte respectată în oraș și nu aș dori să... Înțeleg. Să creăm probleme, să ne creăm și nouă probleme și vouă și altor oameni. Adică vreau angajați serioși, observ că aveți câteva luni în oraș, probabil că vă dați seama cum se învârte treaba prin oraș. Dacă știu, dar... Na, atâta cu biletul ăsta spre Banatul e mai ciudat un pic, dar acum sper să nu mă afecteze pe viitor. Pe viitor trebuie să nu vă afecteze și sper să colaborăm foarte mult cu oameni. Sigur. Păi, domnul meu, încă ceva se vor organiza ședințe cu stafful barului străbunea la fiecare duminică după ora 20.00. Ok, vezi că trebuie să mă ridic un pic. Da. Stai că m-a luat un pic durerea de spate, știi, acolo, pe la gât. Așa, stai că e mai bine un pic. Așa. Bun, o să vă rog frumos să vă treceți numele pe aplicația orașului, din doar numele mic. Alex sau Cătar, ca să vă pot băga pe aplicația banului. Și o să vă rog frumos în același timp ca să citiți tot ce scrie pe aplicația banului și la acolo și la acum. Da, te-ai văzut pe aplicația. Nu o să puneți punct. Să vă scrieți numele mic, gen Alex. Cred. Ok, sper să ne înțelegem bine și sper să nu facem o părere, da? Da. Ok, și încă ceva o dată ajuns pe aplicația Bardley, să vă rog frumos să vă treceți numele din buletin și CNP-ul la sfârșit. Okay? Bine atunci. Bine. Mersi. Pot să plec sau cum vă rămâne? O să mă arătați un pic barul, să înțeleg și eu cum e? Păi, puteți să vă descurcați în general, pe tine, așa cum puteți să pare publicat.
E prima dată în bar, dacă mă înțelegi. Da, nu e nicio problemă, o să fie colegi dumneavoastră, dacă o să ne cântă sentura de mâine, o să fie colegi dumneavoastră. Ok, ok. Ok? Bine, mersi. Unde nu înțelege, spuneți întrebări, nu e nicio problemă și nu e nicio supărare dacă întrebați. Da, îți dai seama că, na, e prima dată când muncesc în așa ceva și o să am niște întrebări de puște. Ok, dar ideea e să citiți cu mare atenție tot ce scrie pe aplicație ca să înțelegeți lucruri la fel și la fel și la foaia de contaj să vă verificați cum au fost colegii dumneavoastră ca să fie la fel. Bine. Ok. Bine. Poți să plec? Da, 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 liber. Bine, seara faină. Ne auzim la toată. Ciao, ciao. Ah, destul de mare pe aici. S-a investit ceva bani. Aș cumpăra acum un motor, ceva să merg, că nu prea aș merge cu BMW-ul ăla, că e cam vechi. Bună seara! Bună seara! Bună seara!